Noi suntem precum niște designeri ai vieții noastre. Cea mai mare putere cu care noi am fost înzestrați și pentru care noi suntem norocoși și care ne departajează foarte mult de regnul animal, caracteristica noastră superioară este gândirea și instrumentele gândirii, conștientul, subconștientul pe care le avem. Aproape orice problemă din viața omului poate fi rezolvată dacă înțelege cum să-și acceseze subconștientul, cum să-și folosească conștientul pentru a elimina blocajele care se, uh, care apar, da, odată cu experiențele vieții, cu interpretările pe care le dăm realității și reacțiilor celorlalți, feedback-urilor din exteriorul nostru. În momentul în care învățăm cum să identificăm în primul rând, să devenim conștienți de aceste rupturi, de aceste interpretări greșite din interiorul nostru, este un pas fundamental către a putea să schimbăm ceea ce o să vină în viața noastră și să putem să aducem mai multă abundență, prosperitate și sănătate.